Încerci să o furi? E de vânzare, ar trebui să încerci să o cumperi. Ia. Windows Closet. Și... Ba... Și nu poți să le deschizi? Păi dacă scrie că sunt, spune starea lor că sunt închise. Vehiculul e nesecurizat, e deschis, adică. Păi bun, și nu poți să le închizi din ăsta, trebuie neapărat să apeși pe buton la... Bă, fii atent. Pe cheile astea de la BMW, într-un viitor îndepărtat, o să apară și opțiunile. Da. Dar da, că da. Nu, au renunțat la cheia cu display. Păi da, dar au apărut alea chinezești. Ha. Dar e foarte riscant să-ți faci cheie din aia. Fii. Ia, ce mi-arăți? Trebuie să-mi explici niște chestii. Da. Știi că e șmecheria aia, că dacă vine Gigel, ești tu? Hai mă, că e un mit de pe internet, de pui banul aici și nu se închide mașina. Ce dracu? Ia, lasă tu degetul tău acolo, închide mașina. Și mașina se închide și rămâi cu mânerul deschis. Deci, în țările din blocul estic unde se fură aceste mașini, se fură altfel. Se fură altfel. Ia stai să-mi pun la valiera, că nu mă aud cum se fură altfel. Așa. Nu știm să vă spunem cum se fură, însă putem să vă spunem cum se cumpără. BMW. Bă, câte F30 era filmat noi aici? G30. G30. Nu... De vânzare al doilea. De vânzare al doilea. Găsiți anunțul în descrierea clipului și vă sfătuiesc și vă rog să citiți anunțul întreg. Deci nu găsim Citroen-uri să filmăm, că te găsim BMW-uri pe aici, pe Craiova. Deci... Honda. Tu știi că eu am filmat pe canalul ăsta două Honda? Una de la mine. Nu. Aia mă, Civic-ul lui tovarășul meu. Trei Honda. Bun. Eu explicăm că la F10 au apărut chestia asta cu Modern Line, Luxury, para Tramvai Line. Da. Tramvai Line. Și acum au renunțat la el. La Tramvai Line nu cred. La facelift au renunțat la el. Păi și cum au? Normal și M-Sport. Cum normal și M-Sport? Și troacă line? E line normal. Și dacă vrei să par bogat sau să... M-Sport. Nu, că apar sportiv. Ești bogat dacă ești sportiv. Acum nu se mai vând BMW-uri fără pachete. Cum? Adică, cine vrea să-și ia, își ia cu pachete. Dacă vrei bune. Să închiriezi de la autonom mașine, la vin pără pachete, știi? Dar asta zic, că cine vrea un pachet nu mai vrea luxury, nu mai vrea modern, nu mai vrea dracul la cu urban cum era la seria 1. Nu. Bun. M-Sport și atâta. Avem o mașină foarte frumoasă de vânzare și foarte dotată. Da. Și nu este o mașină aranjată de vânzare, pentru că aici avem o mică atinsătură. Mică. Mică. Poți să o repari, să refaci, însă trebuie un meseriaș priceput care să-ți facă doar un retuș aici, care în anumite condiții de lumină se va cunoaște. Roberto nu poate. Pe Roberto nu este vopsitor. Nebopsitor. Există un om care poate, ăla care mi-a făcut mie mașina în 5 luni și îl cheamă Alin. Dar nu vom vopsi la el. Anvelope 2021 Nokian. Nokian. Față spate. Pe capotă sunt mici puncte în care vopseaua a sărit în urma impactului cu pietricelele. Asta e de Deutschland. Pentru că doar la ei, știi, mergi tare pe autostradă, mergi 160-180 cu 2.0 diesel. De asta îl și cumperi, ca să mergi, deschide mașina. Ca să mergi tare și să nu consumi mult. Se arată ce lumini, ce tot. Nu știu, zici că te joci pe iPhone 3G când te joci pe ecranul ăsta, știi? Ce iPhone 3G? Că... Nu știu ce, se văd pixeli. Vezi tu pixeli acolo? Da, se văd pixeli. Du-te, bă, de aici. Mă duc. Dar unde? Lasă-o deschisă că e cu interiorul negru și vom muri de cald. Aoleu, da. Luxury Line. Știi că asta este prima filmare pe anul ăsta la care eu am renunțat la izmene? Poți să te întreb de ce? Pentru că e cald. Și la căciulă? La ea nu renunț încă, pentru că bate vântul și îmi răcește urechiușele și eu am urechile reci. Bagă-ți la microfonul în ureche. Îți ascultă. Lasă-o, bă, deschisă, n-auzi că vom muri de cald. Stai, mă, un pic, că îi deschid geamurile. Nu-i deschide geamurile, lasă-o cu ușile deschise până o inspectăm așa. Ia, uite, scrie BMW pe ceasurile de bord când intri pe ea, frumos. Știi că dacă te mai joci mult la marca asta și la Volkswagen, la cheie, cu geamuri închise, deschise, și să nu mai pornești. Nu, pornește. Mașina foarte bună. E foarte frumoasă și e într-adevăr un exemplar foarte, foarte întreținut. Vrei să știi ceva? Care are full istoric în reprezentanță, da? Și uleiul la cutia de viteze schimbat de către proprietar de curând. De curând, cu ulei ZF original. Și atunci te întreb eu, mă, Mihai, dacă uleiul e long life și e, știi, nu trebuie schimbat niciodată, de ce poți să-ți cumperi ulei ZF original? Poți să cumperi ulei Ravenol.
Păi nu, dar de ce, dacă ZFE zice să nu schimbi uleiul, de ce îți oferă posibilitatea să schimbi uleiul în cutie? Popa, tu ești jurnalist auto. Eu schimb uleiul. Bun, mulți vor întreba, însă, dar de ce vinzi o mașină impecabilă? Pentru că, avem voie să spunem? Da. Proprietarul a zis că îi plăcea mai mult F10-le pe care l-avea și vrea să o dea pe asta să-și ia. Iar eu sper să-l conving să-și ia Tesla. Eu sper să-l conving să-și ia X5. Sau X6. Sau, bine, că domnul face 5.000 km pe an, știi, și nu vrea să dea impozit. Dar poate și ceva, mild hybrid, știi? Da. Și atunci are motor de 3.000 și impozit mic, dacă nu. Dar tot timpul m-am întrebat la BMW-ul ăsta, vezi? Cât de mult spațiu ocupă componentele suspensiei și tracțiunea spate de fac portbagajul ăsta așa de cu bizanteria asta așa, știi, de pereți înguști și... Ocupă ceva, să știi. Dar volumul tot e peste 500 de litri. Adică n-ar trebui să ai probleme la capitolul spațiu, niciun caz. Și dacă vorbim și de versiunea break de G31, atunci da, și mai mult spațiu. Mocheta bună și multe spații. Uite, plasă aici, aici un spațiu, aici un spațiu, aici un spațiu, da? Ai spații aici, cu ce să te joci în spate, știi? Uite, bancheta se rabatează de aici, ai cârliga aici. Portbagajul la F10 e unul dintre cele mai bune portbagaje de mașină. E G30. Tu ce zici? F10. F10, da. Că ții și tu F10, că ți-o dorești, am impresia. Nu, no, că F10 deja a devenit un fel de E46. Soft close. Soft close la portbagaj, că la mașină nu. Și e interesant, vezi tu, când îți iei luxury line, cam asta e combinația. Sincer, dacă de mă întreb pe mine ceva, spun o chestie. Negru cu piele maro din asta, știi, fără într-o desis, fără nimic. Într-o Românie plină de M-Pachet făcut la Văricu, așa? Mai bine mi-au luxury line. A, clar, eu nu mi-aș lua niciodată M-Pachet, pe nimic. M-Pachet doar pe M-Performance, M-Pachet, dacă nimerești unul de adevăratelea, nu făcut, va merge un pic altfel, dar altfel de frâne, altfel de brațe, altfel de amortizoare, altfel de bani. Și să știe că mașinile astea pe termen lung le cam plac banii. Ia, da, trage capota, că aici avem B47. Luxury Line. Iar dăul... Nu scrie M Sport, M nimic. Dăul nu mai vine de la distribuție aici. Aoleu, dar nu-i motorul. Am și uitat cât de compact e motorul ăsta pus pe un G30. Păi unde, uite aici. Aici dacă terminau mașina, era Audi. Uite cât de... E incredibil. Nu știu dacă... Ai aproape... Nu știu dacă ultima generație de Jaguar mai are... jumătate de metru. Asta de... Nu cred că nici ultima generație de Jaguar-uri nu are motorul atât de în spate pus. Da. Tu ai mai văzut la cineva? La Lexus? Nu, no, departe. Ce e al acestei mărci, e al acestei mărci. Însă aici necesită o piesă nouă. Necesită. De ce s-a mâncat? De cost reduction. Nu știu dacă neapărat de cost reduction sau dacă... În ce să freci? Căldură combinată cu ceva animale care au venit nu aici. Nu există lucii, n-au loc animale aici. Aici s-a mâncat, că s-a mâncat. Este... De căldură? Exact. O fi. Dar, stai să ne luăm... Domnul Preda lipsește în episodul ăsta pentru că are bubat și permisul suspendat. Și... Stai puțin, și audio nu este, și audio nu este stricat. Pe dacă are bubat, e acasă. Are bubat, m-a făcut bubat, da, la bă, 40 de ani. Se la vii. Bun. Cum s-a făcut bubat la 40 de ani? Îți dai seama, omul n-a făcut covici, face bubat. Ce? Neumblat la șuruburi. Nu, e o mașină neatinsă care nu are nici elemente vopsite sau retușuri. E o mașină cu o uzură pentru kilometri ăștia care are 170.000 sau cât are. Mm-hmm. Cam așa. Da. Adică se vede că farurile sunt originale, da, mici urme de pietricele, neschimbat, nefăcut să pară... O poți cosmetiza, o poți, știi, cosmetiza, să-i faci, da, să-i vopsești capota și exact, polișat faluri, dar ce rost are? Dacă 200.000 de kilometri și ea e țiplă, e, trebuie să vă puneți semne de întrebare. Ori a fost, au fost piesele înlocuite, ori a fost cosmetizată, ori ceva, știi? Trebuie să aibă un minim de uzură acolo pentru kilometri. Totuși, 170.000 de kilometri, gândiți-vă câți kilometri sunt. Vezi că mai este și problema cu orele de funcționare. E uzură? Da, lasă asta, în cazul care s-a umblat în oraș. Că dacă faci 170.000 de kilometri în oraș și îi faci în 5-6 ani cât are mașina asta, păi atunci ai muncit-o din greu. Dacă îi faci în afară și faci, nu știu, 100-200 pe zi autostradă, mai e altă chestie. Așa e că vrei să mergi cu ea? Bă, eu vreau să merg toate mașinile ca să
Am trecut deja de 1000, acum urmează 1100, acum următorul prag la mine e 2000 de mașini conduse, știi? Uite. Treci așa la volan. Trag de volan, trec la treci volan. La volan. Da, în condițiile în care eu conduc am 300 de mașini pe an, în vreo 2, vreo 3 ani așa o să fac și 2000. Pe memorie, la scaune, deci, în dreapta. Asta este top. Piano black acolo. Fuck. Da. Popa? Nu te pui în spate. Bă, nu. Bine. Fă pe șoferul. Uite, tetiere reglabile. Fă așa. 7 cu AdBlue, 190 de cai. 400 Nm, frumos. Bă, popa. Deci tetiera reglabilă cu mână și pe înălțime? Pe înălțime ce? Pe înălțime electric. Alo, exact, ia uite, pac. Hai, hai, nu mai trage de-a, urcă de la volan. AdBlue. De. Ha. Dar aceeași lipsă a reglajului centurilor pe înălțime. Pentru că e BMW mașina. Deul e de la distribuție. La modelul trecut. Pentru că la B47 problemele nu mai există. Frumos. Mi-a plăcut asta. Scaune simple, ia. Tot felul de reglaje, lombare, electric, frumos. Două memorii la scaun, interesant. În trei. Așa, așa. Ia. Ridică-te, mă. Pe mine mă enervează scaunele cu prea multe. Bă, ăsta e la maxim sus? Nu cred. Dă-te mai în față, papa. Știu, dar e prea, prea jos. Mare, bă, cum? E atât de mare mașina asta pentru tine? Da, și acum, fost și acum să fim rău cu ceilalți producători. Rău? Da. Să fim rău împreună. Să fim rău, mâini. Vrei, nu vrei să recunoști? De ce ți-l pui acolo? Să-l uiți pe aici, pe mașina omului? Nu, nu-l uiți. Nu-l uiți, tai în Audi. Ia uite, este, reglaje electric este la volan. Producătorul cu cel mai bun interior și cu cele mai de calitate materiale. Poate că Audi se laudă sau chiar are o calitate asamblării mai multe, dar plasticul e departe de... Deci eu cu G30 nu m-am înțeles niciodată atât de bine la poziția de condus, pe cât aș fi vrut. Pe bune? Da. Parcă niciodată nu... De apreciat lipsa trapei. Vezi că ai și un geam prin spate deschis. Nu, n-are echipărate. Bagă tu, fă clima. Te-am dat în 21 de grade, și frumos. Da. Și touch și netouch și CarPlay și neCarPlay. Dacă n-are CarPlay, îl codezi. Și îl faci? Îl faci. Ia stai să mergem la... Te duci la home, te duci la My Vehicle, te duci la Driving... nu. Technology in Action. Ce e asta? Sport Displays. Scuze. Și e trecut în HP în 1 kW. E un fel de vizualizări sau ray flick, rata da. De click. Rom. Dă-i resetează-i consumul. De acolo, din BC, că de acolo îmi place BC. Din BC. Că ai o chestie care, uite, 8.1, bun. Board computer. N-a renunțat la ea niciodată BMW, pe vremuri. Da, și bine a făcut. Dar cesulețul ăla mic acolo între ceasuri nu-mi place. Deci ăla mi-amintește de un producător foarte drag mie, care a pus ceasul ăla în mijloc. Honda? Volkswagen? Maserati? Mă rog. Porcue. Pe ce mod de condus ești că aici pe aveți? Pe EcoPro acum. Nu mai merge pe EcoPro, dă pe... Comfort. Opa! Am ce m-au strâns centurile. Da. Ia, stai puțin. Stai. Stau, sunt cu tine. Depășim 15 la oră. Dacă depășim 15 la oră. Ei, dacă n-ai setarea asta setată, cu blocatul ușilor, știi cum o activezi? Asta e puțin, să văd dacă merge pe partea asta. Ia. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. Și nu se aude, dar dacă fac așa, 1, 2, 3, poate rămâne închis în ea. 5. Cred că trebuie să fie motorul oprit. Hai că mai facem după aia. Ideea e următoarea, dacă ai setarea asta făcută, ții pe butonul de încuiere 5 secunde, se aude un bip. Bă, dar n-are camere? Deloc? Cum n-ai o să ne uite aici? Ia. N-are. A? A, doar pe Marshall, n-are 360. Mm. Da.
Păcat, i-ar fi fost mișto să aibă și sistemul cu 360. Chiar vreau să încercăm chestia asta cu... Hai mă, popa, mă, ești om serios, mă, vrei să rămânem în Chișinău. Dacă nu ți-e închid ușile la BMW la 15 la oră, că fix la 15 la oră se închid, dacă nu se închid, ți-a apăsat pe butonul de încuiere cu motorul oprit, 5 secunde se aude bip. Și trece în mod de închide ușile. Da. Trece în modul ăsta de închide ușile. Uite, clicăitul ăsta de semnalizare. E un pic ieftinache așa. Bă, dar la mașină asta nu se folosește, deci... A, bun asta. Ce mă, e pe sport? Pe trecut și pe sport? Du-te pe ce vrei tu, du-te pe confort. Ia. Yeah. Asta fiind luxury line, că asta vreau să arăt. Ia, și vedem. Dacă o treci pe sport, ai sport individual și n-ai sport plus. Știi, ai doar sport standard și individual. Ah, hai, adică hai. Sport plus la asta ce înseamnă? Că scoate controlele, scoate pe dracu, scoate pe dracu. Da. Și... Bă, da, e resetat consumul. Da, uite, e același aici. Nu cred că l-ai resetat. Nu, ăla e alt consum, l-am resetat. Aha, bun. Dă-mă pe navigație, că îmi place. Ce e mișto la asta e că e printre puținele mașini unde poți să mergi și să schimbi din schimbător și să fie și plăcut, știi? Dar acum au renunțat la chestia asta, BMW-urile. Doar din padele, dacă vrei, uite, tot Passatul ăsta cu 13 NVV la număr, știi că eu am avut la Sielo 09 NVV și e aceeași culoare. Merge bine, frumos, ai cuplu, ai head-up display, Lenky Assist spune când depășești banda, volanul e gros, nu-mi place, padelele depărtate, dar poziția la volan, tot nu... De ce te trece în asta de scaune iar? Am făcut ceva pe la scaune? Da, fac ceva pe scaune. Că nu umbli la scaune, ți arată scaunele da, aici. Da, ți arată scaunele. Cutia schimbă bine, frumos, motorul destul de silențios. E o mașină totuși, o mașină premium, mașină nu prea care dacă ți-o cumperi acum, chiar și la 150-200.000 km, o să mai tragi de aici să mai ai un pic de prestanță mult timp de acum încolo, știi? Ceasuri de bord digitale, ai Drive 6, nu 7 ăla oribil, nu ceasurile așa, știi? A, da. E încă un bord care pare bord de mașină, nu da. De consolă. Exact. Dar nu merge rău, să știi. E sentimentul ăla de sedan nu. Premium. Un BMW trebuie să îl iei fără pachete. Dacă vrei să îl pui tu. De pe OLX. Nu, dacă vrei ca un BMW, uite și tu cum lisează, cum plătește, ce-i drept. Uneori poate să fie prea moale mașina. Deci dacă vrei mega sportivitate și să-ți clățene dinții în gură și să-ți rupă ficații, ți iei suspensia M-Sport, roi jante mari, frâne M-Sport și așa mai departe. Dar dacă vrei o limuzină... Și pagine 90 periodic. În anvelope și piese. Da. Dar merge frumos, adică... Asta face și asta coasting, face și asta, prănesc. EcoPro face, da. Dacă te deranjează că sunt padelele prea depărtate și pe mine mă deranjează... Ți-ai degete mai mari. Ți-ai degete, ți-ai, da. Extensii pentru degete, extensii pentru padele sau schimbi frumos de aici. Și îmi place că e plus așa și minus în față, știi? Aha. Mam. Uite, schimb, ia ceva chiar și pe sport să schimbe, știi? Văzură-ți. Dar asta cu 8. Hai, treci. Cu 8 viteza, de ce faci chestia asta? Ce? Asta nu te face așa ceva, pentru că nu e trecere de pietoni aici. E trecere, dar ce vrei să sară în fața mașinii? Dar știi ce nu știu eu despre aceste 8 viteze ZF? Ei. E dublu ambreiaj? Nu, mă, nu, e convertizor, e convertizor. Cu 5 ambreiaje multidisc. Da. Și BMW are vreun dublu ambreiaj? Are. La care? Păi, nu mai ții minte X1-ul ăla de la filmat noi împreună? Ăla nou. Așa. Ăla e dublu ambreiaj. Care cu tracțiune față și cu motorul pus prost. Alandala, da. Dar asta vreau să zic, dacă la Audi S-tronic-ul e montat longitudinal și e dublu ambreiaj, la BMW nu există nimic dublu ambreiaj montat longitudinal? Sau nu știm noi? Există, dar nu se mai fabrică. Există pe F82135i ultimele exemplare fabricate și pe 335i E92, E93 ultimele exemplare. Astea cu cai mulți, adică? Ălea cu cai mulți. Și duce cuplu? Duce. Că te-ai așteptat acolo să fie convertizor. Duce, că e cutia luată de pe M3. Bă, sper să ne lărgească drumul pe aici. Dar uite cum se face verde. Dar să întrebăm, întrebăm pe mine asta, de ce taie drumul? Ce da, fac hai aici? Să întrebăm. Să trăiți? Lărgiți? Nu, nu. A. Nu. Nu se lărgește. Dar ce-i faceți? Facem un acostament, un metru și după aia șans. A, foarte ok, bine. Se face șanț. Pe hai. Partea aia că nu e șanț, așa e, da. Uite, mă,
Deci, cum se gândesc ăștia la proprietarii de BMW, fac șanse pentru ambele sensuri. Am văzut că și sunt drumuri în țară pe care s-au pus mai mulți stâlpi. Da. Doamne ferește, papa, nu râdem, da. Oricum, într-adevăr, modelele vechi, un E60, de exemplu, te face să o pilotezi, să pari un pic, nu știu, dintr-o anumită categorie. Nu datorită faptului că acum are un preț mic sau că... Și când au fost cu prețul ca astea. Dar astea nu mai, astea sunt BMW-uri elegante. BMW și-a recâștigat eleganța de acum, din anii 80, cu modelele astea. Îmi plac și mie. Nu mi-aș cumpăra niciodată, pentru că nu mi se potrivește. Nu consider că este o mașină pe care poți să tragi în România zi de zi. A, dacă o să faci concedii și 5.000, 10.000 de km pe an, da. Dar ca să mergi 25.000, 35.000 de km pe an, nu. Uite, eu n-aș freca una de asta diesel pe asta București toată ziua. Asta zic. N-aș freca, dar lumea le freacă. Până la București, da. Până la, nu știu, unde vrei tu, la Timișoara. Da, să mă duc cu ea la București, nu mă ajunge nimeni. Decât un 3000. Sau celălalt, ăla te sau omoare ca să te prind. Ei, măcar poate să vină în pachetul lui pește prăjit, pe curbe nu mă face nimeni. Da. Ai, cum a zis Robert, că la tine orice mașină are niște cai în plus. Da, da, are niște cai în plus. Ce se face? Ia mai fuțul. De ce se face așa? Dai pumn în gură singur. Ah, trosnesc gâtul. Bă, papa, nu e bine, bă. Da. Bă, scaunele sunt confortabile, doar că nu prea îmi găsesc poziția. Bă, mie îmi place, nu. No. Să fim serios, ce e al acestor scaune? E al acestor scaune, nu există. Nu prea m-am urcat eu în supercaruri sau în cine. Poate că într-adevăr astea hypercaruri sau supercaruri să aibă niște scaune mega, mega, dar ca o mașină de serie. Știi care BMW dă tonul. Știi care sunt cele mai bune scaune sport de pe lumea asta? Ia. Ălea de pe Honda Civic Type R. Tu pe pentru Mr. Miyagi. Pentru Mr. Miyagi de 70 de kg și 1,65 m. Povești artistice. Deci, avea autobuzul ăla avea numărul 225 Rux. Așa. Pe aici, pe undeva, de fapt încolo spre Bucovăț, stă o fată care avea un Q7, care avea Rux la număr. Ai umblat cu fete pe aici? Nu, era prietena unui prieten al meu. Avea Q7. Aha. Negru, frumos. Aia mașină. Bă, dar multe mașini de școală astăzi pe aici. Luați oamenii să conduc. Bun, să ne întoarcem la BMW. Îmi place că e rezoluția bună la ecran. Și încă o chestie, uite ce observ. F10 avea cotiera cu închidere cu cheie. G30 a revenit la torpedo cu cheie. Ceea ce e foarte bine. Bine să ai în orice mașină o zonă din asta. Vezi cu Corsa asta. Să ai o zonă, vezi cu Corsa, uite-te în față. Da, nu, o că văzui Corsa, da, o naiba. Fii atent. Și putem merge noi mai tare cu mașina asta? Sau vrei să mergi spre serpentine mai tare? Ia, încuie torpedo cu cheie. Păi pot să fac altfel. Iau cealaltă cheie care are cheie mecanică, o bag pe asta în torpedou și am închis torpedou cu cheia. Cu cheia. În el. Exact. Asta e o ciudățenie, să știi, de neînțeles. Exact, dar nu vrei și tu să iei cheia a bună? Bă, ți-ai luat cheie cu display, ai dat banii pe ea, folosește-o. Apropo de chestii de-astea cu chei și că am vorbit de forturi. E una singură, adică cumperi cheia cu display și una singură. V-am mai recomandat acel canal al rușilor care se numește, e scris în limba rusă Y-Toha. Dacă îl găsiți, spuneți-l și voi în rubrica de comentarii. Oamenii ăia sunt geniali, electroniști, desfăcători, mecanici, lăcătuși, ce vreți voi să spuneți. Ce e mișto la, ce a fost mișto la G30 tot timpul, e modul cum se manevrează în spații înguste și în spații. Volanul revine când trebuie. Aduți aminte cum a zornuit X6-le la prin parcarea asta. Uite-te aici, aici suntem, da, suntem în liniște. Da, e liniște. Mă rog, n-ai fost. Jante mici, suspensii normale, ăla era cu pachete. Ar trebui să facem un episod despre siguranța asta auto și despre furturile de mașini. Dar până atunci, uitați-vă, căutați canalul al rușilor, uitați-vă pe el și veți rămâne uimiți cât de ușor se fură mașini noi, mașini pline de electronică, cu tot felul de device-uri care sunt ținute în apropierea cheii. Uite, o poveste interesantă. Și care sunt cum se zice corect, replichează cheia, da, la distanță. Adică tu pui cheia în haină pe cuierul de acasă de lângă ușă, pe exteriorul ușii, pe holul blocului, vine un Luci Popa și spune o gentuță cu ceva în ea. În fața blocului stă Mihai Popescu cu ceva care preia semnalul de acolo amplificat. Îți copiază semnalul. Exact. Și apropo, foarte mult, ghiți ce mașini sunt cele mai furate din ce am văzut, cele mai ușor de furat. BMW-uri. Greșit. Toyota și Kia.
Da, aia în America, da. Și în Rusia. Și în Rusia. Și din toate, eu am urmărit multe din episoadele lor, nu au traducere, sunt... Bine, e moale mașina. Nu au traducere. Dar eu prefer ulul decât tâng, tâng, tâng. Normal, nu au traducere și sunt greu de înțeles, dar dintre toate gadgeturile astea electronice și lucrurile moderne pe mașină, sistemul de siguranță al ei, închiderea ei, mi se pare de jucărie la cele noi. Un bătrân Touareg, ca să-l desfacă, dau gaură cu bormașina, cu spiralul în butucul de la ușă și scot butucul. Hai să spun... Adică o chestie mecanică, da, va bate tot timpul o chestie electronică. De asta pușcăriile sunt cu gratii. E un film pe Netflix, nu mai țin minte cum se numește filmul. Este un film care spune povestea unui hoț de mașini ungur care s-a dus prin Iugoslavia, a furat mașini din Germania, ducea prin Polonia. E foarte, foarte mișto filmul și spune cum furau mașinile pe vremea aia și cum s-au prins producătorii că furau mașini și cum a prins ea. De exemplu, se furau golfuri, da? Au pus protecție la încuietoare să nu mai facă. Ce făceau? Deschideau capacul și băgau o matriță în bușonul rezervorului care se încuia cu cheie și făceau pe... După boaie. După aia făceau cheia, știi, să... Știu. Da. Oricum, uite, au venit berzele, popa. Unde au fost? În Egipt, unde nu o să mă duci tu pe mine în concediu niciodată. Cum, că nu suntem împreună. Cum vor, nu suntem la 3 episoade? Da, ia fii atent aici. Mă așteptam să zici țările calde. Și dacă ziceai țările calde, eu ziceam care sunt țările calde. Da? Și mă așteptam să nu știu, dar uite că știu și Egipt. Păi berzele astea de vin în România vin din Delta Nilului. Da. Și într-un an, eu am prins și cred că mai am material video, au venit berze negre. Da? Bă, berze negre. Erau ciori grase. Păi să-ți arăt filmările cu ele, las-o mai încet, uite, 60-ul cum vine din față. E prea încet. Dar tu vezi că eu merg și toate astea nu țin pasul. Vezi, e verde, mă. Știu, bă, dar da, uite, îmi place să mă sperii. E începătorul cu X1 și eu nu țin pasul cu el. Eh, las că nu țin pasul cu el. Oricum, că ziceam de chestia asta și de obsesia mea cu închisul mașinilor. Da. Mașinile de generație mai veche, odată închise cu cheia, chiar din telecomandă, în broaște se întâmplă ceva. Tu chiar dacă îi vei deschide geamul și vei trage de clanțe, mașina aia nu se deschide. Acum asta, bravo, la cele mai noi s-a zis, domne, închidem copilul în mașină, moare copilul, moare pisica, moare nu știu ce, hai să o facem să se deschidă. Dacă mă întrebați pe mine, eu personal cred că e tot un cost reduction, pentru că e mult mai simplu de făcut un astfel de sistem. Dar tot în momentul în care ai făcut o mașină să se deschidă cu geamul spart și cu mâna pe geam pe aici, trăgând de cleanță, ai dat cale liberă unui eventual hoț la partea de conectivitatea mașinii și la dispozitivele care o fac să pornească, gen imobilizator, calculator și așa mai departe. Pentru că ai deschis ușa forțat, spărgând geamul, vii cu calculator, cu imobilizator, de pe o altă mașină, de la, dintr-un parc, bă, în sus, dintr-un parc de dezmembrări, care sunt împerecheate, le mufezi mufă în mufă, știind unde sunt pe mașina pe care vrei să o furi și ai plecat cu ea, în 5-10 minute maxim. Foarte bun sistemul de frânare. Ce vreau să zic eu, dar uitai să-mi bag piciorul, uitai. Mai traduce, uite, mai avem, faci un episod mai lung. Nu mi-l faci iar de 40 de minute, că mergem blană. Ia uite, e 90. Farul halogen frumos. Băi, deci adore 90-urile alea, pre-facelift, farul cu halogen, fără farul ce de ceață, se vedea cu ele, cu negru. Păi am avut cu halogen. Păi da, și eu tot cu halogen. Da. Nu, una am avut-o cu Xenon, una cu halogen. Faruri de ceață, negre, mânere negre la uși, jante de tablă, volan de plastic, fără comenzi pe volan, fără navigație. Calcă. Superb. Uite cum se duce, are cuplu. Asta îmi place la BMW-uri, bă, că au cuplu pe toată plaja și urcă. Mamă, e uit pe jos. Vezi? Hai, mă, popacal. Văzuși? Vrea să fugă de cur. Vrea să fugă, dar m-a prins sistemele. Dar de ce e uit pe jos? Că pe aici nu trebuie să se spere strada. E uit doar pe banda noastră. A, e o basculantă din care curge apă. Uite de înainte de viraj. Mult înainte. Înțelegi? Hai, bă, că nu mișcă nimic. Nu mișcă. Și aici, uite-te iar în sus. Înainte de viraj, uite-te.
ăla să facă, nu? Hai mă, ce neva. Dar bine că nu și... e Audi. Nu e vorba că e Audi, dar și când îi dau până intră turbina, la revedere, știi? Adică trebuie să o pregătești din timp. Cutiile astea ți-o ține prea uite. Jos. Hop, da. Văzuși? Cutiile astea o țin prea jos în ture și tu poate ai nevoie de un pic merg, mai... Eu merg pe manual oricum. Și cu ESP-ul scos? Da. De ce? Nu e scos. E... Ui! Opa! Hai mă, că e controlabil, e mișto. Nu prea simți, dar fiind barcă și fiind apartament lung, pendularea se va face mai lent. Lasă-o bă, off. DSC on, popa. Nu mai scoate, că ai terminat, gata, acum lasă-l on. Că nu mai sunt viraj. Bine. Poți mi pe plac. Se duce așa frumos, lin, ai timp să o corectezi, chiar dacă e barcă și nu ți spune nimic prin direcție, că volanul ăsta nu e conectat la roți, e conectat la duba aia din față. G30 mai e manuală, nu mai e. G30. Mai există cutie manuală pe mașina asta? A existat pe G30, însă prin 2017. Ia uite ce frumos. 17-18 pe acolo au renunțat la manual la G30. Adică adio. Adică adio. Acum și la seria 3, adio. Adio. Deci BMW tracțiune spate și cutie de viteze manuală? M3. Adio. M3. Doar M3. Și M2 și M4. M2 ăla e cu tracțiune, cu motorul invers, e exclus, ăla e mini. Nu mă, nu. M2-ul nou e făcut la formă de M3 și are motorul normal. Și seria 2 e... Seria 2 coupe e longitudinal, seria 2 Grand Coupe Active Tourer sunt așa. Fai de capul meu, bă, bă, bă. Sunt longitudinale. Ui. Da, și ce nu înțeleg eu? De ce nu mergi mai încet, de exemplu? Că oricum e liniște în mașina asta la peste 100 pe oră. Da, dar uite, eu rup puțin pasul. Ai un Volkswagen, popa. Știi ce nu înțeleg eu? F11. Deci... Facem mașini mai ieftine. Se vede pe multe, la majoritatea producătorilor se văd reducerea costurilor, da? Da. Păi nu e mai ieftin, mă, să pui o cutie de viteză manuală decât una din asta automată, ori de care ar fi, că eu cred că e mai complicat să faci una automată decât una manuală. Nu, e simplu. Costul de dezvoltare, da, se împarte pe mai multe modele pentru că se vând mai multe și astfel devine rentabil. Plus că vine tanti Miții Piții Poanca, se duce în reprezentanța și îți povestesc ceva după aia. Se duce off the camera. Nu, pe cameră. Se duce, se duce în reprezentanță, da? Și ce asta? Manuală. Mă duc la Audi. Mă duc la Mercedes să ia. Dau automată pe orice. E o tipă, o vlogăriță, nu știu. Româncă? Face, da, româncă. Face OnlyFans sau ceva de genul și a făcut și vlog. OnlyFans? Da. O invităm alături de noi. Și femeie. Un ban cinstit. Și domnișoara, nu, și dacă atâta timp cât e cinstit și face și plătește taxele la stat, e ok, e muncă cinstită, uite cățelul. Da. Băi, hai că întoarce, s-a, da, întoarce. În șosele l-a întors. Da, dar și ăsta a întoarsă mai greu decât cinciul. Și a făcut un vlog, canalul dânsei. Cum se numește? Spune, nu știu, că am uitat, mi-a apărut la recomandat. În care, uite, mi-am luat mașină, știi? Și își luase un GLE coupe. Și voia neapărat plug-in hybrid, știi? Probabil că are unde să încarce mașina. Sau dau băieții acolo cu o monedă, se încarcă mașina, știi, la OnlyFans. Dar știi cum funcționează OnlyFans? Ai și OnlyFans? Nu. Dacă eram femeie, îmi făceam. N-aveam nicio rușine, nicio nimic. Banul e cinstit, plătesc dări la stat. V-am pupat. Și a făcut chestia asta, știi? S-a dus în reprezentanță BMW. Nu știu ce nu i-a plăcut la X5, da? S-a dus la Porsche. Nu i-a plăcut că nu era plug-in hybrid. N-a găsit ea una plug-in hybrid. S-a dus la Land Rover, nu știu ce nu i-a plăcut. Și până la urmă și-a luat Mercedes GLE plug-in hybrid. Deci, până și cei care, da, nu se pricep la mașini, au anumite pretenții și au anumite criterii după care își cumpără o mașină. Nu poți tu să te duci la să pui manuala acum pe seria 5, că nu ți-o mai cumpără nici dracu. Dacă pe seria 3... Dar măcar ca opțional, adică bă, vreau, poate există un Mihai Popescu de vrea să-și ia manuală. Ei, manuala aia, costul de dezvoltare, se va împărți pe prea puține modele și astfel încât nu va renta. Pentru că să o faci la același preț cu automata nu merge. Și să o faci mai scumpă decât automata, niciun caz nu. Și Audi A6? A6 mai are manuală? Nu! Și Mercedes E-Clase la revedere de mult. La revedere! Deci dacă vreau să-mi cumpăr manuală, trebuie să-mi cumpăr Lexus? Ce Lexus, mă? Nici măcar. Păi și cine mai are în clasa mare manuală? Nimeni. Nimeni? Nimeni.
Jaguar nu mai are, Volvo nu mai are, BMW, Audi, Volkswagen nu mai au. Vezi de ce vreau eu Tesla? Că n-are manual. Bravo! Incredibil unde s-a ajuns, incredibil. Deci dacă are, că doar pe, cred că pe 518 și pe 520 de s-a pus manual pe asta. Dacă are cineva un G30 manual, oricum o să ne contactați ca să o filmăm. O filmăm, că aia chiar e raritate, știi? Adică G30 cu manual. Bă, da, hai că înțeleg, pe seria 7 clar, pe seria 5, dar pe seria 3, chiar și pe seria 3 să nu mai ai manual decât pe M. Nu se poate așa ceva. Păi atunci o să-mi cumpăr un... Cât e ăsta, seria 7 aia de manuală, ultima manuală? E 38. E 38 cu 730, de înseamnă că nu e decât cu 725 manuală. Mi-o repar, mi-o pun la punct și mi-o țin toată viața. Da. Ce mare nevre faci, pompa, băi. Am învățat-o de la tine. Da, ai făcut pușcare, șofer. Bă, să știi că... Uite, asta e o mașină. Noi mergem doar pe sport. Doar pe sport și doar pe manual. Da? Dar merge frumos, știi? Merge frumos. Adică îți place. E genul ăla de BMW care îți dă și imagine, ai dar și performanță. Dar eu merge cu ea pe manual și pe sport. Adică ok, o făcură de dragul testului, dar până și eu. Aș merge cu ea pe automat. Nu, e genul ăla de mașină de te urci în ea, apeși pedala și te duce. Apasă pedala. Te duce repede, în siguranță, în liniște, poți vorbi cu interlocutorul, poți asculta muzică, poți să faci Apple CarPlay, Android Auto. A făcut veri cu A făcut veri cu un clip cu mine, ai văzut? Cu tine. A făcut și cu tine, da, ăla. Dacă vrei să, dacă ești sărac, cu Passat. Ești cu Passat, corect. Sau n-ai fost niciodată sărac dacă ai mers cu Passat. Însă, dacă se uită vericul la noi și la clipul ăsta, dacă, uite, Passat, pentru un om sărac. Dacă un om sărac merge cu Passat, un om foarte sărac, cu ce merge? Că mai rămâne doar Opel, asta, nu? Opel, Skoda, Ford, Renault, Hyundai, Nissan, Kia. Hyundai, Kia, Groapa. Rămâne Groapa, da. A făcut un clip tare, mi-a plăcut la nebunie, cu... Să vă uitați, veni cu Ro pe TikTok sau pe YouTube. Veni cu Ro împreunat. Deci vine tipa, s-au cunoscut pe Tinder. Și ăla spune că e pasionat de mașini, care motor 2.0 Vitec, nu știu ce, și în spate erau Honda și un BMW, știi? Și la un moment dat, știi, în loc să se urce în BMW, dar în timp ce îi povestea de motor, nu știu ce, asta credea că e BMW-ul din spate, știi? Era un E60. Și se vede că ai prestanță de om puternic, de nu știu ce. Se urcă în Honda și zice: "Țar cu toarba dreacu, știi?" Și după aia o sună vede, să nu te, dacă îl vezi pe Vericu pe Tinder, să nu ieși cu el care Honda. Așa e și la noi, știi? Popa. Ia uite, Prius plug-in hybrid. Asta e pentru Daniel, elefant. Te rugai și o chestie. Ce mă rugai? Să faci și noi un episod puțin mai lung. Deci eu merg să încet, hai că merg să încet. Avem 38 de minute. Tu nu vrei să facem exteriorul, stai să vezi la mine, portbagaj, interior. Du mă în parcare, hai, ce să mai. Duma ca să mai tramvai. Șala tari. BMW-ul e. Uite. Că BMW te duce în rai. A, ce freză avea ăla. Și-a luat șeptar, n-a mai avut masă tundă și pe și în cap la tundă, doar pe lateral. Băi, dar știi ce îmi place mie la urmăritor, la posesorii acestei mărci? Că mi-a zis un urmăritor în comentarii să facem un top al cât de hater este proprietarul de ce marcă. Bă, proprietarii de BMW sunt cred că cei mai beșteliți proprietari din România, mai ales în online. Da. Cocalari, tramvaiari, autobuzari, maneliști, tot ce vrei. Mersul ca pe șine vine de la tramvai. Spațiu verde, parcări pe dos, lipsă de semnalizare. Bă, oamenii ăștia nu se supără. Nu se supără. În schimb, aici e interesant. Posesorii de alte mărci. De ce ai scos iar controlul tracțiunii? Nu știu, vreau să văd o chestie. Bă, Popa, nu o încerca. Posesorii altor mărci. Nu e. Mai de buget sau mai de entry level, mi se par cei mai mari hateri. Cu cât e mașina mai ieftină, dar pretențiile mai mari, cu atât este hate-ul mai mare. De ce?
Pentru că... Roman Psyho știe. Pentru că... Romanian Psyho. La un venit... La un... Ha! S-a schimbat susținerea scaunului pe EcoPro. Pentru că la... La o mașină mai de buget, dar și la un venit mai de buget... Trebuie să urăști mai mult. Nu. Tu vei da un procent mai mare din câștigurile tale pe o mașină. Da. Automat cauți validare. Da. Nu o găsești în produsul respectiv. Și trebuie să o, vezi, trebuie să o găsești la alții. Iar dacă cineva face mișto de produsul tău, îl urăști. Precând posesorul de marcă din asta, oricât de mult ar mișto ar face de el vecinii, vloggerii, presa, Andreesca, TV-urile, el se urcă în ea și merge așa cum am mers noi. În confort, în liniște, în siguranță, repede și cu imagine. Pentru că lucrurile astea la marca asta nu sunt false. Înțelegeți? Asta nu este o marcă care vinde vise. Lucrurile aici sunt reale. Trage acolo popa pe, verde, pe verdeața aia, că e mai frumos, și facem poza cu spatele așa. Cam așa văd eu fenomenul ăsta de hate al mărcii BMW versus alte mărci. Uite, a scăzut range-ul cu un kilometru. Nu de când am plecat. Ce consum zici chiar? Eu trecui pe EcoPro și se văzut, deci eu știu, zi tu, că eu îl văzui. Sub 7. 8. 8.0 pentru că am mers doar pe sport și doar pe manual. Stop aici, aici. Dar am văzut un... Du să-l arătăm și noi totuși. O chestie interesantă. Era un interviu cu un vânzător de mașini. Butonează acolo. Ce să butonez? Uite-l acolo. Ah, unde? În dreapta sus. Aha. Bun. Uite, pilot adaptiv, frumos. Era un vânzător de mașini scumpe și era tipa care punea întrebări și întreba ce e mai ușor, să vin 10 Honda sau un Ferrari. Și aia sunt Ferrari. Păi de ce? Că costă cât 10 Honda. Pentru că dacă vreau să vând un Ferrari, dau un telefon. Pe când, dacă vreau să vând 10 Honda, vine clientul și zice, mă mai gândesc, trebuie să vorbesc cu soția, să vedem dacă ne încadrăm în buget. Da. E mult mai greu. Pe când trebuie să vinzi un Ferrari, dai un telefon, omul zice, o vede, a, îmi place, o iau, gata. Da, de asta nu sunt așa multe. Ce? Bogați sunt. Ferrari-uri ar fi mai multe, doar că Ferrari nu produce cât are clienți ca să aibă cererea mare și astfel să crească valoarea produsului. Am văzut că au produs acum o Mazda. În fine. O să o prezint și eu și o să o vedeți acolo. Încă o dată, mașina asta este de vânzare, găsiți anunțul în descrierea clipului. Lasă-mă mașina oprit, oprește-o. Dacă vreți să vă cumpărați genul ăsta de mașină, care are câțiva ani, care abia a ieșit din perioada de garanție, mergeți cu ea într-un service, ori în reprezentanță, ori într-un service dedicat mărci. Puneți oameni de meserie să vă verifice, atât pe partea de caroserie, cât și pe partea tehnică. Nu cumpărați una fără niciun fel de istoric. În niciun caz. Chiar dacă prețul pare ok, însă la nivelul ăsta un om care are 30.000 de euro nu cred că face rabat de 1.000 de euro. Nu e acea situație ca un om cu o mașină de 3.000 de euro, care 1.000 de euro e mult, e o treime din valoarea mașinii. Hai să vă mai spun eu o chestie. Oamenii, indiferent că au bani sau n-au bani, sunt la fel. Adică cu toții avem pretenții când dăm banii pe ceva. Dacă tu îți cumperi o mașină rulată, ai pretenția ca ea să fie țiplă, uite, să nu fie plasticul zgâriat pe aici, să nu fie ruginit, să nu fie atinsă, să nu știu ce, că tu dai banul. Dar după aceea, tu trebuie să te gândești cum vei avea grijă de ea. Și acum nu vorbesc de voi, pentru că dacă vă uitați la astfel de vloguri, în general sunteți oameni care sunteți pasionați de mașini sau, mă rog, vă plac clipurile cu mașini în general. Poate să uite doar pentru mine, te-ai gândit la chestia sau asta. Dar trebuie să vă gândiți, oamenii care își cumpără un cinciar nou, da, sau îl au de la firmă, da, omul care are bani și nu-l interesează, nu deranjează că dă odată cu cheia și se zgârie plasticul sau lacul de pe lemnul de la mașină. Sau că, nu știu, o zgârie prin parcare, are cască, o face... Cum e și asta? Că să-i poți face cu 2000 de lei, poți să-i faci capota și retușurile alea ce mai are pe acolo. Oamenii care... Și de asta trebuie să țineți minte că o mașină ar trebui să aibă o uzură, pentru că nu multă lume... Și la mașinile mai ieftine, să știți, nu am văzut ca oamenii să aibă grijă de ele. Dacă vine o mașină, zice omul, băi, adusă din peroți, am adus-o din Germania, e țiplă, e făcută, e nu știu ce. Acolo este un semn de întrebare.
o mașină țipleanu rulată, ori trebuie să cunoașteți proprietarul, să știți că a fost mega pasionat de întreținere, că sunt mulți, detailing, la 6 luni, folie, frumos, merg ușor, folie pe faruri, să nu se mătuiască, să nu... Sunt, într-adevăr, și astfel de proprietari, dar majoritatea oamenilor care au mașini, și asta am observat prin prisma mașinilor pe care le-am filmat și le-am condus, nu prea se urcă în ele și merg cu ele, că se zgârie, că aia, că aia, că nu știu ce, că nu știu cum, nu le pasă. Dar vii tu după aceea, cu banii munciți din greu, și zici că vrei să iei o mașină. Mari. Și cu pretenții. Da, asta e chestia. Și cel care o vinde are pretenția să o vândă mult, și tu care o cumpi, și tu care o cumpări vrei să fie bună la banii pe care îi dai, care s-ar putea să fie mai puțin decât cel care o vinde vrea să ia. E o sabie cu două tăișuri. De aceea, mașina cea mai bună trebuie verificată, nu trebuie să vă grăbiți, trebuie să fie cum vreți voi și sunt rare. Sunt rare. Astfel, dacă vrei o mașină din asta cu uzură și uzură, dar din punct de vedere mecanic e bună, mai lăsați un pic pretențiile, știi? Mai lăsați un pic pretențiile. În concluzie, trebuie să vă abonați la canalul Mașini cu Luci Popa și, bineînțeles, la canalul ăsta, dacă nu ați făcut-o până acum, să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu tot ce postăm. Stăm de vorbă, ne puteți scrie și vă invit să dați un like paginii de Facebook AutoMasterChef by Mihai Popescu, pe Instagram, dar cel mai ușor și cel mai bine de luat contact și legătură între noi este pe pagina de Facebook. Acolo mi-apar direct notificările de mesaj și așa mai departe. Cu mine pe orice. Popo are și TikTok, are și tot ce... Și eu am TikTok, dar nu cred. E fiat împăși. Adio, că BMW nu mai face așa ceva. Știu. Dar cel mai important în domeniul ăsta, nu uitați că un preț mic nu înseamnă că ați făcut o afacere. Și că mașinile se vând. Cum? Se vând întuneric și se cumpără la lumină. Da, și un preț mare nu înseamnă neapărat că mașina e bună. Altă mâncare de pești. Să vă povestesc eu într-o zi cum cineva și-a cumpărat un X6 nou, avea mai puțin de 1000 de kilometri, a dat 100.000 pe el, hibrid, pe vremea primului X6, V8 hibrid, și după aceea au apărut niște erori. Care nu s-au putut repara. Care nu s-au putut repara, au trimis mașina în Germania și ăia din Germania au spus... I-au dat un an hibrid. Nu i-au dat un an hibrid, i-au spus că, uite, la noi în istoric, da, apare că la reprezentanța de unde ați luat-o a fost răsturnată. Mașina 1000 de kilometri cumpărată de reprezentanță. A fost mașina de test drive răsturnată și vândută după aceea. Reparată. În oricum, apropo, încă o chestie. Popa, și tu și colegii tăi jurnaliști profesioniști ar putea să faceți un articol pe tema asta. Vedem des trailere, chiar trenuri. De curând a fost un accident feroviar în România. Un tren cu mașini noi a fost lovit. Mașinile au fost tamponate, unele mai mult, unele mai puțin. Ce se întâmplă cu aceste mașini? Pentru că eu cred că aceste mașini sunt mașini deja vândute. Aceste mașini sunt mașinile ale dealerilor. Nu mai sunt mașinile fabricilor, că fabrica nu-ți dă mașina fără bani, cumva. Ia-o, bă, și-mi dai tu banii când da, o vinzi. Și s-ar putea ca o mașină, de care, o mașină de genul ăsta să meargă în rețeaua de dealer, lovită sau ce s-a întâmplat, și să fie reparat. Ca orice altă mașină. Și tu vei cumpăra o mașină nouă, reparată, despre care nu vei ști că este reparată. Dacă mașina e reparabilă, se întoarce la fabrică, da, sau se duce la importator, se face. Uite, de exemplu, când e un subiect interesant ăsta de dezvoltat. Fordul ăla Puma. Așa? Da, care a căzut de pe trailer cu două roți și s-au scârcit cauciucuri. Mergeau la lăsa fum, știi? Și mi-a zis șoferul, da, o dracu, că se duce la export. Se duce la export, se vede așa, se comandă alte anvelope, se pune pe așa. Asta a fost episodul de astăzi. Mașina o găsiți în descrierea clipului. E o mașină care mie mi se pare ok și care, într-o lume de seria 5, merită să-i se dea, pentru cine caută una, merită să-i arunce o privire, pentru că are la ce. Și mai citiți anunțul proprietarului cu... E lung, dar citiți-l tot. Chiar, lasă-mă pe mine să dau stop, da? Și țineți minte o chestie. Mașina rulată are o uzură ca femeia moartă după...